Da. Data trecută la Sibiaș am rămas la profeția asta din numărul 24 cu 17 și o să citesc iarăși. Zice, îl privesc, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un drag de cârbuire se ridică din Israel, el străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Acolo, la Fileaș, am zis că prima parte a profeției arată spre faptul că el este steaua care va răsări din Iacov și am citat din Apocalipsa unde zice că eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață, cumva arată lucrul ăsta. Când Domnul Iisus se prezintă ca eu sunt luceafărul strălucitor de dimineață, bineînțeles că se prezintă ca însuși lumina lumii, dar se prezintă și ca eu sunt steaua care răsare din Iacov, despre care a fost profețit. Și acum, tot din versetul ăsta, o să vedem partea cealaltă din verset, adică un toiac de domnie, o să citez, zice, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Bucățica asta de verset își are împlinirea în Noul Testament în Luca, capitolul 1, unde zice, la versetul 32 și versetul 33, zice, el va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Deci aici vedem că regele iese din Iacov. Deci el va fi mare, zice versetul 33, va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Așa zice versetul 33 din Luca 1. Deci aici vedem că regele iese din Iacov și vedem împlinirea în Luca, capitolul 1, versetul 33. Și o altă profeție care ar vrea să o studiem este, bineînțeles, despre faptul că profetul este ridicat de Dumnezeu, de Iahve, și la Deuteronom 18, versetele 15 până la 19, zice Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care a făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb în ziua adunării poporului când ziceai să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai aud acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis, cea Sisie este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. De aici Moise profețește venirea lui Mesia, bineînțeles, și profetul ăsta va fi un mediator, un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, după cum spune că va fi un profet ca mine, da? Și oricine nu va asculta de cuvintele lui, zice că va cere socoteală. Și versetul ăsta, pasajul ăsta, și are împlinirea în mai multe texte din Noul Testament. Unul din ele este la Ioan 6, versetul 14, unde zice, oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Cu alte cuvinte, ei recunoșteau că acesta este profetul despre care a spus Moise Deuteronom. În Ioan 12, de la versetul 49 și 50, zice, căci eu n-am venit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și știu că porunca lui este viața veșnică, de aceea lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus, lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Da? Deci și aici vedem că Domnul spune că eu le spun lucrurile acelea care mi le-a spus Tatăl. Cu alte cuvinte, eu sunt acel profet care vorbește în numele Domnului, da? Care vorbește cuvintele lui Dumnezeu, cum spune în Deuteronom. Dacă le voi ridica un proroc care va spune cuvintele lui Dumnezeu. Da? Zice, ce am zis este bine. Și el era profetul acesta. Și zice în fapte 22 cu 20, fapte 3, pardon, versetele 22 și 23, zice, în adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul
prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul poporului, din mijlocul norodului. Deci aici Petru citează din Deuteronom, practic, și spune despre Domnul Iisus, îl prezintă Petru aici pe Domnul Iisus ca profetul lui Dumnezeu în care ei trebuiau să creadă, da? Și de care ei trebuiau să asculte. O altă profeție care vrem să o studiem este în Deuteronom 21:23 și vedem aici că acest Mesia va fi atârnat pe lemn și blestemat. Zice, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, că cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu și să nu spuși țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Da? Dacă aici, bine, în context, știm că dacă cineva era condamnat la moarte și spânzurat pe lemn, trupul lui nu trebuia să rămână pe lemn până a doua zi și cel spânzurat pe lemn era blestemat. Și versetele astea, bineînțeles că și-au împlinirea în Domnul Iisus, unde vedem că trupul lui nu a rămas pe lemn peste noapte. Și în Galateni 3:13 spune, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine e atârnat pe lemn. Deci aici Pavel citează din Deuteronom 21:23, versetul care l-am citit eu mai devreme. Da, și aici spune că Hristos s-a făcut blestem pentru noi, astăzi cumpărându-ne pe noi din sclavia păcatului, practic. O altă profeție este Mesia, este cuvântul lui Dumnezeu apropiat de noi. În Deuteronom 30, de la 11 până la 14, zice, porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici cine se va sui pentru noi în cer ca să ne, și să ne o aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne o aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este aproape de tine, în gura ta și în inima ta ca să împlinești. Deci aici în context vedem că zice că legile nu erau prea departe de ei, nu erau nici în cer, nici dincolo de mare și ei erau chiar aproape de ei și ei trebuia să știe și chiar și lucrurile privitoare la Mesia despre care studiem noi acum, ei trebuia să le știe și când Domnul Iisus vine fizic pe pământ, ei trebuia să-și dea seama că el este acest Mesia. Și împlinirea asta o vedem în Roman 10, versetele 6 până la 8, zice Pavel aici. Pe când, iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința. Să nu zici în inima ta, cine se va să-i încerc să coboare, adică pe Hristos din cer. Deci Pavel explică cumva versetele din Deuteronom, în paranteză. Zice, sau oricine se va coborâ în adânc și el zice ca o concluzie, să scoale, adică pe Hristos din morți. Ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Deci Pavel aici explică versetul din Deuteronom. Da? Și citând lucrurile astea din Deuteronom. O altă profeție vedem în 2 Samuel, de la capitolul 7, versetele 12 până la 14, unde vedem că David va avea un fiu și nu fiul Solomon despre care a vorbit fratele Aurel, ci este vorba despre alt fiu. Zice așa textul. Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnia în împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face rău, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovitură omenești. Bineînțeles că aici face referire și la Solomon, normal, că dacă va face rău, îl voi pedepsi cu o nuia omenească. Da? Domnul Iisus știm că n-a avut păcat. Dar vedem că zice că voi întări pe vecie scaunul lui de domnie. Lucrul ăsta nu arată spre Solomon și spre Domnul Iisus. Și vedem acest fiu că este Domnul Iisus în împlinirea din Noul Testament. În Matei 1:1 zice, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Aici vedem clar că îl prezintă pe Domnul Iisus ca descendentul lui Avram, ca fiul lui descendentul lui David și fiul lui David, bineînțeles.
Deci aici vedem împlinirea asta că David, că Domnul Iisus este fiul lui David, descendentul lui David profețit în 2 Samuel. Și în Matei 1, versetele 20 și 21 zice: dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Deci vedem aici că și lui Iosif îi spune că este fiul lui David și automat că și Domnul Iisus era fiul lui David. Da? Și Luca 1:32 zice: el va fi mare, va fi chemat fiul prea înalt și Domnului Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Vedem și aici clar că descrie faptul că tatăl său pe linie regală era David. Da? Era descendentul lui David. Despre asta vreau să discută, să discută și partea cealaltă, că Domnul Iisus este fiul lui Dumnezeu. Roman 1:3 zice: ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Da? În ce privește natura umană, el era descendent al lui David. O altă profeție spune că este, că Domnul Iisus este nu numai fiul lui David, ci și fiul lui Dumnezeu. Și aici discutăm partea cealaltă. În 2 Samuel 7:14 zice: eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face rău, îl voi pedepsi cu o nea omenească. Aici, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu, se referă la Mesia, care va fi fiul lui Dumnezeu. Da? Și versetul ăsta își are împlinirea în Noul Testament în mai multe pasaje. Unul din ele este Matei 1:20, unde zice: dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme la tine să iei pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Partea asta cu ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt arată clar natura divină a Domnului Iisus, că el avea să fie divin și nu uman 100%. Dar și uman, dar și divin, bineînțeles. Natura Domnului Iisus știm că a fost și umană, și divină. Dar aici eu aș vrea să pun accentul pe natura sa divină. În Matei 2:15 zice: acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Vedem aici, am chemat pe fiul meu din Egipt, arată faptul că Domnul Iisus este numit fiul meu, fiul lui Dumnezeu. Matei 3:17 zice: și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere. Vedem încă un verset unde Domnul Iisus este prezentat ca fiul lui Dumnezeu. Matei 17:5 zice: pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, de el s-a ascultat. Iarăși un alt pasaj unde Domnul Iisus este prezentat ca fiul lui Iahve. Marcu 1:11, același lucru. Din cerul s-a auzit un glas care zicea: tu ești fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Luca 1, versetele 32 până la 35 zice: el va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt. Odată. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaun de domnie al tatălui său David, am discutat asta, va împărăți peste casa lui Iacov în veci, împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a zis: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Vedem aici partea când se împlinește profeția că Domnul Iisus este Fiul lui Iahve. Și în Evrei 1:8 zice: pe când Fiul lui a zis: scaunul tău de domnie Dumnezeule. Vedem clar natura divină a Domnului Iisus. Domnul Iisus este numit de Dumnezeu Tatăl Dumnezeule. Scaunul tău de domnie Dumnezeule este în veci. Treagul domniei tale este un treag de dreptate. Da? Bine, o să ajungem și la psalm. Asta e într-un fel citat din psalm, din psalmul 45. Dar vedem și aici că se împlinește într-un fel și profeția din 2 Samuel, din care am citat, că Domnul Iisus este
numit Fiul lui Dumnezeu. Am văzut și partea cu Domnul Iisus este Fiul lui David și acum vedem că Domnul Iisus este și Fiul lui Dumnezeu. O să vedem data viitoare, următoarele profeții.